Sunt sigur că mulți dintre voi au fost în situația în care au vrut să-și arunce calculatorul pe geam să îl distrugă. Ei bine, aflați că nu este vina calculatorului dacă acesta funcționează greu. Fără supărare, este vina voastră pentru că nu îl întrețineți și nu îl optimizați așa cum trebuie. În acest tutorial îți arăt 10 lucruri pe care să nu le faci calculatorului tău pentru ca acesta să funcționeze optim. Înainte să începem, vă prezint sponsorul acestui video. Sunt niște reduceri incredibile la sisteme de operare Windows 10, Windows 11 și pachetul Office 2019. Sponsorul acestui video este site-ul keysfan.com. Pe acest site regăsiți jocuri pe diferite platforme, dar și reduceri foarte substanțiale pentru sistemul de operare Windows 10, Windows 11 și Office 2019. Tot ce trebuie este să aplicați codul TDE50 și veți primi la prețul afișat o reducere de 50%. Codul îl aplicați pentru Windows 10, puteți achiziționa Windows 10 cu 7,40 euro. La fel aveți la Windows 11 o reducere de 50%, codul tot TDE50, 17,27 euro. Precum și la pachetul Office 2019 Professional, reducere de asemenea 50% la prețul de 35,34 euro. Toate linkurile și codul le regăsiți în descrierea acestui video. Haideți să începem cu începutul, cu stingerea calculatorului. Foarte mulți sunt cei care nu sting calculatorul corect. Îl opresc pur și simplu de la buton sau sunt și oameni care îl scot din priză. Nu, calculatorul se stinge din start, butonul de power. Aici avem shutdown, așa stingeți un calculator corect. Dacă îl stingeți de la buton, dacă îl scoateți din priză, riscați să se creeze erori în sistemul de operare, iar apoi pur și simplu sistemul de operare nu va mai porni. Calculatorul va afișa un ecran albastru, blue screen of death, și va trebui să faceți o reinstalare. Asta se va întâmpla cu timpul. Haideți să mergem mai departe. Update-urile sunt probabil cel mai important lucru la un sistem de operare. Dacă folosiți Windows, lăsați update-urile pornite. Intrați pe Windows Update și verificați că acestea să nu fie puse pe pauză sau poate folosiți un sistem de operare modificat, descărcat de pe internet, iar atunci update-urile posibil să fie oprite cu totul. Folosiți o variantă oficială Microsoft Windows, instalați-o de pe Microsoft și lăsați update-urile pornite. Sistemul de operare Windows vine cu pachetul Windows Security, iar aici găsim Firewall and Network Protection. Aveți grijă ca firewall-ul să fie pornit. De asemenea, acest pachet Windows Security conține Windows Defender, un antivirus care devine tot mai bun. Cu toate acestea, mulți dintre voi aleg să instaleze altă soluție antivirus. În momentul în care instalați alt antivirus, Windows Defender se dezactivează. Totodată sunt alte aplicații care în momentul instalării vă oferă să faceți o instalare, de exemplu la un alt antivirus. Din neatenție puteți instala încă un antivirus, deci veți avea două soluții antivirus care rulează simultan pe calculator. Nu faceți acest lucru, nu rulați două soluții antivirus simultan pentru că se vor crea conflicte. Majoritatea sistemelor de operare Windows sunt instalate pe partiția C. Aveți grijă ca pe această partiție să fie spațiu disponibil pentru ca sistemul de operare să poată rula optim. Pentru a elibera spațiu pe partiția C, intrați în disk cleanup și de aici aveți să bifați ce fișiere puteți să ștergeți în siguranță. Dacă vreți să mergeți mai departe, puteți să alegeți să ștergeți și fișiere de sistem și aici mă refer la update-urile care au trecut, fostele update-uri din Windows care din motive de siguranță rămân încă stocate la voi pe calculator, în ideea în care dacă apar probleme să puteți reveni la o variantă anterioară de Windows. Aici suntem în disk cleanup și după cum v-am spus avem update-urile la Windows care mie îmi ocupă 3,55 de giga. Este un spațiu care poate fi eliberat dacă nu doriți o revenire la o variantă anterioară de Windows. Nu folosiți sisteme de operare Windows 10, Windows 11 modificate. Se găsesc tot felul de asemenea sisteme de operare pe internet. Persoanele care le modifică pot să includă virus în sistemul de operare, iar voi dacă îl instalați puteți să dați acces la date personale precum date bancare acelor persoane. Folosiți Windows 10, Windows 11 descărcat direct de pe site-ul Microsoft, își face update-urile, în acest fel sunteți siguri că nu dați acces la date personale unor alte persoane de pe internet.
Pentru cei care folosesc laptopul, probabil aveți spațiu de ventilare aici sau în lateral. În momentul în care puneți laptopul pe birou, aveți grijă să fie un spațiu între birou și laptop pentru că aerul să poată circula. Astfel, laptopul nu se va supraîncălzi. De asemenea, pentru cei care folosesc calculatoare și nu mai au garanție, desfaceți din când în când carcasa și curățați înăuntru de praf cu mare grijă. Praful se depune pe culere și astfel se pot crea probleme. Dacă ai posibilitatea, cu toate că în ziua de azi SSD-urile nu mai sunt așa scumpe, schimbă hard disk-ul cu un SSD. SSD-urile nu necesită defragmentare, se comportă mult, mult mai bine decât hard disk-urile. Acest lucru se vede mai ales pe calculatoarele cu configurații mai vechi. În momentul în care ai schimbat hard disk-ul cu un SSD, calculatorul tău se va mișca mult, mult mai bine. Sunt sigur că mulți dintre voi au auzit de criptomonede și sunt tentați să ruleze tot felul de programe de mining criptomonede pe calculatorul personal. Nu faceți acest lucru. Tot ceea ce face miningul de criptomonede pe calculatorul personal este să mărească factura la curent. Nu este rentabil pentru mining criptomonede, sunt configurații care se cumpără eventual separat. Mai mult, dacă faceți mining pe calculatorul personal, pe lângă faptul că sunt solicitate resursele la maxim, riscați să distrugeți componentele calculatorului. La sfârșit de lună veți vedea o diferență enormă între factura de curent și rezultatul miningului de criptomonede și veți vedea că am dreptate. Dacă știi că ar fi persoane care ar fi curioase de conținutul calculatorului tău, de ce fișiere ai în calculator, nu lăsa calculatorul neprotejat. Pune o parolă, intră în Accounts Sign-in Options în Windows și acolo ai opțiune de parolă, PIN, recunoaștere facială și altele. În acest fel, protejându-ți calculatorul, nu vei da acces la datele tale personale unor alte persoane. Sper că urmărind acest tutorial prin care ți-am arătat 10 lucruri pe care să nu le faci calculatorului tău, să nu-ți mai vină să-l arunci pe geam, să fii fericit, să fie și calculatorul fericit. Dacă într-adevăr așa este și te-a ajutat acest material, apasă butonul de like, abonează-te la canal, apasă și clopoțelul și vei fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Eu am fost Raul, ai fost pe Tutoriale cu Raul, până data viitoare, te-am salutat!